Vineați la Stax TV, material extra în care vom fi piloți, piloți în București. Dar înainte să mergem și să fim piloți, la fel ca omul, haideți să alimentăm. Tragem o perie Mach Motion pentru că mie îmi pasă de mașinile familiei, că asta nu e a mea. Și atunci alimentez cu ce e mai bun. Dacă se poate să pun bun, de ce să pun prost? Bănuiesc că și voi, la fel ca și mine, în momentul în care mergeți cu mașina la serviciu și schimbați uleiul, considerați că mașina merge mai bine, nu? Nu? Hai să citim în comentarii dacă e așa sau nu. Îți dai seama cât de bine merge dacă îi pui o motorină aditivată și mult mai bună calitativ decât ce se găsește pe piață. Auzi? Dar nu merge și cu ulei? Băi, ăsta este un mit despre care o să vă vorbesc în timp ce spălăm mașina. Îți povestesc eu, Marius, care-i treaba cu uleiul și cu motorina și de ce e bună asta și nu e bună aia. Haide! Ia zi-mi tu că mi-ai zis la pompă că e un mit ăsta și că nu e chiar așa de roz să mergi cu ulei? Da, îți spuneam că tu nu ești atât de în domeniu, pentru că principala ta activitate sunt camerele video, filmările și eu care sunt cu mașinile pasionat, cunosc mai bine fenomenul. A apărut la un moment dat, când combustibilul s-a scumpit, a apărut un fenomen în care oamenii au încercat alternative pentru a reduce costurile și ce crezi că au găsit? Ulei de gătit. Adică mașinile pe motorină pot funcționa și cu ulei de gătit. Mașinile de generație mai veche, care nu sunt dotate cu injectoare din astea super fine și injecție directă și norme de poluare super stricte. Și atunci oamenii cumpărau ulei de la supermarket, era mai ieftin decât combustibilul la pompă și foloseau ulei de gătit. În spatele lor mirosea cartofi prăjiți. Nu spun de la ce fast food, dar asta se întâmpla. Odată cu folosirea acestui ulei de gătit, mașina, culmea, nu mai avea ungerea de care are nevoie. Motorina conține și parafină și o grămadă de alți aditivi care ajută la ungerea injectoarelor, a motorului și așa mai departe. Motorina aditivată, această motorină de la OMV despre care te referi vorbim, la Mach Motion. Mach Motion, bravo! Bine că mi-ai spus. Suntem la perii acum și din cauza asta sunetul este puțin pruiat. Eu sunt pro perii. De Mach Motion îți spun că acest combustibil, fiind aditivat și fiind un combustibil mai bun decât ce găsim în mod normal la benzinările obișnuite, ne curăță injectoarele, depunerile de pe supape, reduce noxele. Cum reduce noxele? Având un combustibil pe care îl folosești des și frecvent și pe o perioadă îndelungată de timp, acesta te ajută să poluezi mai puțin. Te ajută ca mașina ta să meargă mai bine, să meargă mai sănătos și să nu facă depuneri pe supapă. Asta este un mare avantaj al motorinii Mach Motion de la OMV. Nu e un argument bun să folosim ulei de gătit, că de-aia se și numește ulei de gătit. Nu avem nimic de gătit în motor, nu este nimic de preparat acolo. Să încercăm să folosim motorina, dacă se poate și vrem să facem un lucru bun pentru mașina noastră și pentru portofelul nostru și vrem să stăm în siguranță și fără griji că aoleu se strică motorul, este bine să folosim produse de o calitate cât mai înaltă. Păi nu trăiesc în teoria conspirației în care cred că Doamne, asta e la fel ca aia, dar costă mai mult. Nu. Cred că sunt acolo niște aditivi, cred că sunt niște oameni în spate care sunt controlați și nu poate să facă un marketing mincinos și să zică: "Nu, domne, stai puțin că de fapt am pus, dar n-am pus." Și atunci, dacă eu îmi iubesc mașina, de ce să nu-i ofer lucruri de calitate? Știi ce sunt eu curios? Dacă mai sunt și alte mituri. Păi, cu siguranță mai sunt și alte mituri. Și cu siguranță o să le vedem mai departe pe internet, pentru că noi îi vom provoca pe colegii noștri din industrie, pe cei de la eBlog Auto, să dezmintă și ei un mit și să ne spună și avantajele
folosirii motorinei aditivate Max Motion de la OMV. Mergem să ne dăm cu mașinuțele? Mergem să ne dăm cu mașinuțele. Aveți grijă cu uleiul de gătit. Hai să mergem, cam întârziat. Știi că am întârziat? Să ne plimbăm cu mașinuțele, să vadă oamenii activitate. O, salut! Salutare! Domn director, ce faci, frate? Să ne povestești cum v-ați gândit voi să faceți business-ul ăsta în România. Băi, este o poveste atât de mișto, zic, pentru mine personal este o chestie foarte, foarte tare. Acum 6 luni m-a sunat Dragoș, prietenul nostru bun și omul căruia îi datorăm, practic, el a venit cu ideea, el l-a găsit și m-a sunat, era atât de încântat. Băi, te rog, caută-le, găsește-le, hai să vedem care e treaba cu ele. L-am găsit în Hamburg, după 3 zile eram în München, să ne dăm cu ele. Știam de turul de acolo, nu știam că și în Hamburg se face, i-am găsit pe cei din München. După 3 zile ne-am dus în München. Băi, când le-am văzut, am înnebunit, ne-am așezat în ele și două ore mi s-a părut cea mai tare experiență pe care am avut-o. Ne-am dus către ghid. Băi, noi le dorim acasă la noi. Cum facem? Da. Pe tip l-a povenit râsul, mi s-a părut ciudat că au venit trei băieți și eram atât de hotărât și de... Și ne-a zis, păi bun, haideți să luăm legătura, să vedem despre ce e vorba. Trebuie permis pentru a le categoria conduce. Categoria B, da, ai nevoie de categoria B pentru a le conduce. Spune-ne ce înseamnă turul ăsta, adică dacă oamenii vin, am înțeles că voi deschideți acum în primăvară. Da, da, da. Cât durează? Două ore. Două ore, în care oamenii sunt plimbați? Efectiv 30 de kilometri, concret. E un circuit, din punctul nostru de vedere, în care oamenii au ce să vadă. Sunt văzuți în același timp, pentru că despre asta, exact, despre asta e vorba. Eu personal, în cele două ore în care m-am plimbat de fiecare dată cu mașinuța, m-am simțit un mic star, dacă vrei, pentru că asta e senzația. Adică în momentul în care faci chestia asta cu gașca ta, se întâmplă niște lucruri foarte, foarte, foarte. Ăsta e locul meu aici. Avem cursă cu star lansat. Aici, în stânga mea, se prezintă Bălășoiu, care are avantajul greutății. Mergeți după noi! Ăștia fac planuri, dar ei nu știu că eu sunt atent și nu o să mă zic. Motorul a dat pentru mână, îl vezi pentru mână încă supra. Băi! Băi, păcam e aici! Foarte tare. O experiență foarte, foarte frumoasă. Faptul că lumea este surprinsă de ceea ce vede pe stradă. Este super amuzant. Deci dacă ești cu gașca, chiar ai parte de o experiență mișto, râzi, mai o depășire, mai o accelerare. Foarte bine. Se controlează foarte, foarte bine. Ce s-a părut? Asta a fost distracția de astăzi. Sper că observați că sunt obosit, că mi-am consumat energia comentând această cursă fantastică. Trebuia să mă fac comentator sportiv, vă spun. Senzația a fost unică din punctul meu de vedere. Am simțit că am cucerit orașul și toată lumea avea atenția asupra noastră. Mă, toată lumea, le-am și zis băieților că la un moment dat mă așteptam ca o fată să ne arate sâni. Dar o să taie Dobrescu cu toate lucrurile astea și eu le spun degeaba, dar trebuie să încercați. Odată cu venirea primăverii, băieții vor deschide atelierul și puteți să încercați să faceți și voi o tură. Le mulțumim partenerilor.
Sper că a fost utilă informația legată de motorină aditivată de la OMV. Sper că ați aflat lucruri noi. Și dacă vi se pare util, dacă vi se pare interesant sau amuzant, nu uitați de share, like și subscribe.